Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre conversia energiei mecanice în energie electrică. În contextul actual, caracterizat de creșterea alarmantă a poluării și de încălzirea globală, cauzate de producerea energiei prin arderea combustibililor fosili, producerea energiei electrice din energie mecanică nepoluantă devine din ce în ce mai importantă. Totodată, pentru a reduce dependența față de piețele volatile și nesigure ale combustibililor fosili, într-un sistem energetic național ar trebui integrate cât mai multe surse de energie regenerabile, iar transformarea lor în energie electrică trebuie să reprezinte o prioritate națională. Pentru a putea vedea cum energia mecanică se transformă în energie electrică, folosim un montaj alcătuit dintr-o bobină conectată prin intermediul unor fire de legătură la 1 mA utilizat pentru a evidenția existența curentului electric. Dacă în bobină introducem un miez de fier, se observă că în circuit nu apare curent electric, dar dacă în interiorul bobinei este introdus un magnet, se vede cum acul miliamperemetrului deviază, semn al apariției curentului electric în circuit. Observăm totodată că deviația acului depinde de viteza de deplasare a magnetului și de orientarea polilor acestuia. Fenomenul de apariție a curentului electric în circuitul bobinei, datorită variației fluxului magnetic prin acel circuit, se numește inducție electromagnetică și stă la baza conversiei energiei mecanice în energie electrică. Dispozitivele care realizează conversia energiei mecanice în energie electrică poartă numele de generatoare electrice. Când curentul electric produs este continuu, generatorul electric se numește dinam, iar când curentul electric produs este alternativ, generatorul electric se numește alternator. Energia hidroelectrică este principala energie regenerabilă din lume și reprezintă energia potențială a unei căderi de apă transformată în energie electrică. La o hidrocentrală, apa este strânsă cu ajutorul unui baraj într-un lac de acumulare, trece prin niște tuburi mari spre un nivel inferior, energia potențială de cădere rotește turbinele, care la rândul lor acționează generatoarele ce convertesc energia mecanică în energia electrică. Spre exemplificare, vă propun să vizualizați această imagine de la hidrocentrala Porțile de Fier 1 și să observați diferența de nivel dintre apa din lacul de acumulare și cea care iese din baraj. Energia eoliană este un tip de energie regenerabilă generată prin conversia energiei cinetice a vântului, care învârte paletele unei turbine eoliene, ce acționează mai departe un generator electric. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de către energia radiată de Soare, care ajunge la suprafața planetei. Încălzirea diferită a straturilor de aer produce zone de aer de densități diferite, fapt care creează diferite mișcări ale aerului. Prin maree se înțelege o oscilație periodică a nivelului mării sau oceanului în raport cu o poziție medie datorită forței de atracție combinate a lunii și soarelui. Marea are două faze, flux și reflux. Energia mareelor sau mareomotrică este o formă de energie regenerabilă, este captată prin exploatarea energiei potențiale rezultată din deplasarea pe verticală a masei de apă la diferite niveluri sau a energiei cinetice datorate curenților de maree. Avantajul folosirii energiei mareelor este acela
că ea nu depinde de factorii atmosferici sau climatici, așa cum se întâmplă în cazul energiei obținute din alte surse de energie alternativă regenerabilă, ea fiind influențată doar de mișcarea pe orbită a Pământului, Soarelui și a Lunii. Știm că termocentrala este o centrală electrică care folosește energia termică provenită prin arderea combustibililor. Care este rolul energiei mecanice în conversia energiei termice în energie electrică?